Dragilor, astăzi alături de noi îl avem ca invitat pe Cristian Vechiu, cercetător în studiul religiilor și lector la Fundația Calea Victoriei și vom vorbi despre o noutate editorială. Ne-am gândit la un subiect incitant, am putea spune noi. Este vorba despre esenienii și manuscrisele de la Marea Moartă, studiu fundamental privind originile, învățăturile și influențele culturale ale misterioasei comunități de la Qumran, o carte a lui Constantin Daniel, publicată în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald. Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă a dus la publicarea unui număr foarte mare de articole, de cărți, comunicări. Cu toate acestea, legat de manuscrisele de mai sus, există un număr mare de enigme, de probleme destul de obscure, le-am putea spune, care nu au putut fi dezlegate până acum. În manuscrisele de la Marea Moartă apare foarte des expresia de secret sau de mister, menționându-se secretele cunoscute de divinitate, de îngeri și de puterile cerești. Celebrul istoric Iosefus Flavius scrie că esenienii păstrau cu cea mai mare sfințenie, cu cea mai mare grijă secretele grupării lor politico-religioase și învățăturile ei nu le împărtășeau nimănui, chiar dacă ar fi trebuit să moară în cele mai mari chinuri din această cauză, scrie în Bellum Judaicum. Cristian. Bună, mă bucur că ne revedem. E o invitație specială, zic eu, la lectură în acest context, pentru că, așa cum menționai mai devreme, avem de-a face cu o întreagă istorie palpitantă a unei comunități despre care secole la rând nu s-a știut foarte, foarte mult. Nici astăzi nu pot să spun că problema comunității de la Qumran sau a comunității esenienilor a fost rezolvată. Există o dilemă în continuare în privința originii, de pildă, a manuscriselor de la Marea Moartă, dacă ele au fost redactate de comunitatea esenienilor, dacă comunitatea din Qumran, unde s-au descoperit aceste manuscrise, era alta decât cea a esenienilor. Dar toate aceste întrebări care încă nu și-au găsit un răspuns definitiv, zic eu că ar putea să treacă în plan secund pentru câteva minute pentru a vorbi despre ceea ce știm mai bine despre comunitatea eseniană, despre ceea ce am putea spune că știm cu o certitudine mai mare. Așa cum menționam mai devreme, una dintre sursele principale pentru comunitatea eseniană și pentru modul lor de viață, pentru practicile lor religioase, este istoricul antic Flavius Iosefus. De asemenea, mai merită menționat aici și Pliniu cel Bătrân. Cei doi sunt cam cele mai importante surse despre comunitatea eseniană, surse din perioada antică. Flavius Iosefus scrie destul de mult despre această comunitate a esenienilor și ne spune că esenienii, alături de farisei și saducheii, reprezentau branșele cele mai importante ale iudaismului antic. Adică trei secte ale iudaismului antic sau trei grupări, facțiuni ale iudaismului antic. Nu erau la fel de numeroși pe cum fariseii și saducheii, dar Flavius Iosefus îi considera destul de importanți pentru a-i menționa și pentru a descrie o parte din practicile lor. Atât cât știa el, atât cât reușise să afle despre ei. Comunitatea eseniană e clar că era o comunitate ce trăia la marginea, să zicem, iudaismului majoritar. Și aici avem foarte multe, foarte multe dispute. Nu putem spune neapărat cu certitudine că au fost marginalizați sau că, dimpotrivă, s-au desprins de restul comunității iudaice din voința proprie și s-au delimitat, mergând în zona deșertică a Iudeei, a regatului Iudeei din antichitate. Comunitatea eseniană, ne spune Pliniu cel Bătrân, trăia undeva în zona de nord-est a deșertului, de lângă Marea Moartă, și cam pe acolo s-au descoperit și manuscrisele de la Qumran. De asta, de cele mai multe ori, manuscrisele de la Marea Moartă, de la Qumran, au fost asociate cu comunitatea eseniană. Ei bine, comunitatea eseniană, probabil, în practicile lor ritualice fuseseră, și credințele lor religioase fuseseră influențată această comunitate și de
de zona zoroastriană. În manuscrisele de Amarea Moartă avem un soi de mărturie indirectă pentru această influență zoroastriană. Există clar în scrierile de Qumran o tensiune de tip dualist, așa cum avem și în religia zoroastriană, religia vechilor perși. Totodată, probabil că o altă influență asupra comunității eseniene și a practicilor ritualice venea și din zona egipteană, deși aici, iarăși, avem tot felul de teorii, unele mai contestate decât altele. Știm bine că un aspect important al comunității eseniene îl reprezenta abluțiunea ritualică, acea îmbăiere ritualică, cu un astfel de gest ritualic și începeau esenienii ziua. Nu era un lucru neapărat în dezacord cu ceea ce se întâmpla la nivel ritualic în celelalte grupări ale iudaismului, dar atenția, preocuparea pentru această formă de purificare, pentru acest ritual de purificare, îi prezintă pe esenieni sau îi evidențiază pe esenieni ca fiind extrem de preocupați de o viață spirituală. Actul baptismal, ritualul baptismal era iarăși foarte important și pentru orice ritual baptismal era nevoie de un soi de, dacă vrei, de căință, pocăință, de asumare a păcatelor comise. Doar așa puteai să treci prin actul baptismal, doar dacă ți asumai și regretai păcatele comise. Totodată s-a vehiculat că această comunitate eseniană urma niște practici ascetice, cu alte cuvinte, nu existau relații sexuale în sânul acestei comunități, ceea ce, evident, poate să ne ducă cu gânduri și la o anumită influență mai târziu asupra comunității creștine monahale, pentru că una dintre sursele, poate, pentru apariția monahismului, s-a spus de multe ori, s-a vehiculat de multe ori, ar fi acest tip de ascetism al comunității eseniene. Un alt aspect deosebit atunci când vine vorba de comunitatea eseniană este faptul că, din tot ce știm, esenienii respingeau, spre deosebire de restul comunităților iudaice, respingeau influența elenistă. Lumea de atunci fusese puternic elenizată, știm bine, cu câteva secole înainte, Alexandru Macedon cucerise mai bine de jumătate din lumea cunoscută de acea vreme. S-a petrecut acest proces fascinant al elenizării, care a cuprins până la urmă și regiunea Iudeei, regiunea Israelului antic, și comunitatea eseniană era cumva revoltată de, probabil, de aceste practici și obiceiuri venite pe filiera elenismului și intrate inclusiv în comunitatea iudaică. Ori esenienii respingeau toate lucrurile care aveau de-a face, să zicem, cu elenismul, cu cultura romană. Încercau să își păstreze puritatea, cum considerau ei, evident, puritatea propriilor credințe religioase, ceea ce îi așează într-o anumită măsură într-o poziție de supraviețuire. Pentru că, fiind la marginea comunității majoritare iudaice, fiind într-o zonă geografică nu foarte propice, repet, în zona deșertică, în fond, chiar dacă în apropiere de Marea Moartă, dar tot vorbim de o zonă dificilă, intrând probabil în dezacord sau în conflict, poate, cu autoritățile iudaice și mai târziu cu cele romane care au controlat regatul Iudeii, esenienii au fost întotdeauna o grupare care a părut sortită dispariției din nefericire. Și s-a vehiculat că mai mult de trei secole această grupare nu a dăinuit. Vorbim de secolul II înainte de Hristos, dată vehiculată, propusă pentru apariția acestei grupări și, evident, secolul I după Hristos, perioada în care esenienii au dispărut. A existat și o anumită apropiere făcută de specialiști în numeroasele studii de care menționezi și tu. Au existat foarte multe studii, articole, cărți publicate despre comunitatea eseniană și în aceste studii a existat și încercarea unei apropieri acestei comunități eseniene cu o altă comunitate interesantă și fascinată, dar care, din fericire pentru istoricul religiilor sau pentru istoricii religiilor, a supraviețuit. Mă refer la comunitatea mandeană, o altă comunitate fascinantă, misterioasă. E bine, mandenii, numiți de multe ori și ultimii gnostici,
au supraviețuit, îi regăsim astăzi îndeosebi în zona Irakului, dar și în spații din Statele Unite și Australia ca expați, refugiați din cauza războiului. Apropieri venind pe filiera aceasta a purității ritualice, a ritualelor baptismale, însă, evident, m-aș opri aici cu speculație pentru că există și clare deosebiri, din punctul meu de vedere, între comunitatea mandeană și comunitatea eseniană. S-a vehiculat totodată că din sânul acestei comunități eseniene se pare că s-ar fi desprins și figura celebră a lui Ioan Botezătorul, dar iarăși e o speculație pe care nu m-aș aventura să o duc prea departe. Știm poate prea puțin despre figura acestui profet misterios, cel care anunță venirea în fond anunță venirea lui Mesia și care îl botează conform scripturilor și canonului creștin pe Iisus Hristos, pe nimeni altul decât Iisus Hristos. Inclusiv despre Iisus Hristos s-a vehiculat la un moment dat că ar fi avut o anumită educație de tip esenian, ar fi avut un anumit contact cu comunitatea eseniană. Exact asta am vrut eu să te întreb. Care e legătura? Da. Nu avem date suficiente în general despre biografia lui Iisus pentru a propune o variantă serioasă în discuție. De regulă, cei care s-au aventurat pe filiera aceasta s-au legat de anumite învățături care reies din Noul Testament, din Evanghelie Noului Testament, învățături oferite de Hristos, evident, oamenilor, discipolilor săi, și care au fost puse în legătură cu anumite texte descoperite la Qumran și cu anumite practici pe care sau de care știm că ar fi aparținut comunității eseniene. Dar, repet, ca și în cazul Ioan Botezătorul și în această situație avem poate prea puține date despre biografiile personajelor principale, și anume Iisus, Ioan Botezătorul, cu atât mai puțin am putea spune și despre comunitatea eseniană în raport cu contactul cu restul comunităților, să zicem, iudaice. Adică, de vreme ce s-au desprins sau au fost marginalizați, probabil contactul a fost unul de la un punct încolo extrem de mic. Și atunci o anumită influență a esenienilor asupra unor figuri marcante din iudaism, mie îmi pare oarecum improbabilă. Dar comunitatea eseniană a lăsat urme adânci în istorie pentru că, așa cum spuneam, două mari figuri ale antichității, două mari figuri importante, Flavius Iosefus și Pliniu cel Bătrân, scriu despre această comunitate. Și e interesant că în textul pe care îl prezentăm astăzi, autorul face o trimitere la Filon din Alexandria, celebrul învățat, Filon din Alexandria, Constantin Daniel susținând cumva că Filon din Alexandria aparținuse sau fusese educat în zona aceasta eseniană și că era un soi de esenian, să zicem, mascat, care își ascundea de fapt origine, dar lasă niște mici amprente ale învățăturilor sale în textele sale. Pentru o teorie interesantă, n-aș putea să spun că o putem proba cu date suficiente, dar știm clar că în perioada respectivă anumite practici de purificare, ce țin de purificarea ritualică, purificarea trupească spirituală și totodată practici, să zicem, de tip meditativ și ascetic, explodaseră în toată zona Orientului apropiat. Din zona Egiptului, Asia Mică, legatul iudaic și așa mai departe. Și le regăsim chiar și în secolul al III-lea și al IV-lea în zona europeană, în Imperiul Roman, prin școala neoplatonică, înființată prin tradiția neoplatonică, înființată de fapt de Plotin, un gânditor de origine egipteană. Și atunci toate aceste practici rămân cumva amprente, inclusiv ca amprente ale comunității eseniene. Asta e, să zicem, una dintre influențele durabile ale comunității eseniene, despre care, așa cum ziceam că de la începutul discuției, nu avem poate suficiente date, deși încă continuă, să zicem, studiile arheologice, încă există cărți, texte importante care apar și care pun în discuție diferite ipoteze de lucru. Și poate cine știe, la un moment dat vom ajunge să aflăm întregul adevăr despre această comunitate fascinantă.
Dragii noștri, a fost alături de noi Cristian Vechiu, cercetător în studiul religiilor și lector la Fundația Calea Victoriei. Am vorbit pe marginea cărții Esenienii și manuscrisele de la Marea Moartă, studiu fundamental privind originile, învățăturile și influențele culturale ale misterioasei comunități de la Qumran, o carte a lui Constantin Daniel, publicată în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și lui Cristian Vechiu, ca de fiecare dată răspunde invitațiilor noastre. Vă dorim o zi și o săptămână binecuvântată și frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, mai bine!